Un tramvai a deraiat în zona Colentina din capitală în această după-amiază. Deocamdată nu este cunoscută cauza accidentului. Cert este că ultimul vagon a sărit de pe șine. Vatmanul a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul a ieșit negativ. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar circulația tramvaielor a fost blocată pentru o jumătate de oră.